Viviana Sposup și George Borcea se iubesc de mai bine de un an, însă cu toate acestea actorul i-a promis iubitei sale că o va lua de soție, lucru care nu s-a întâmplat până acum, tocmai din cauza procesului de divorț dintre el și Andreea Bălan, care s-a finalizat abia recent. Viviana Sposub a dat cărțile pe față în cadrul unei emisiuni TV, iar în spirit de glumă, tânăra s-a descris ca fiind o spărgătoare de case. Șadena și-a motivat declarația, explicând că, de fapt, ea este extrem de nerăbdătoare să se căsătorească cu alesul inimii sale, George Borcea, însă acest lucru nu s-a întâmplat pentru că partenerul ei nu era încă divorțat. Tânăra a mai specificat că de mică a visat să îmbrace rochia albă din mireasă și așteaptă cu nerăbdare cererea în căsătorie pe care George Borcea i-a promis-o de foarte mult timp. Eu sunt Viviana Sposub, alias spărgătoarea de case, așa că fetelor, dacă divorțați și apoi vă combinați și fostul soț rămâne liber vreo 6 luni, încuiați ușile că vin peste voi și vi-l fur. De mică m-am visat mireasă, doar că de 1 an și 3 luni, Burceam tot zice că mă ia de mireasă și tot de 1 an și 3 luni, eu aștept să divorțeze, a spus Viviana Sposub în cadrul unei emisiuni TV. Ei bine, relația celor doi amorezi nu a fost mereu doar lapte și miere, asta pentru că Viviana și George au avut și la rândul lor momente de cumpănă în cuplu. În urmă cu ceva timp, presupusa despărțire a celor doi a ținut primele pagini ale ziarelor, însă asta pentru puțin timp, căci cei doi îndrăgostiți nu au putut sta unul fără celălalt mult timp. Atunci, surse din anturajul celor doi spuneau că George ar fi călcat strâmb din cauza faptului că ar fi ieșit la o seară cu băieții care a durat până dimineața, iar Viviana s-ar fi supărat foarte tare pe iubitul ei și l-a blocat pe toate rețelele de socializare.